Bun venit la un nou episod al podcastului Verde. Acest episod este realizat în parteneriat cu proiectul Abordarea Impactului Crizei Energetice, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, finanțat de Uniunea Europeană și de proiectul Tehnologiile Viitorului în Moldova, finanțat de OSED, Suedia și Marea Britanie. Suntem încântați să vă aducem informații valoroase și discuții interesante despre inovațiile și tehnologiile care modelează viitorul nostru comun. Mai mult, dorim să subliniem importanța colaborării la toate nivelurile pentru a ajuta Republica Moldova să-și atingă țintele de dezvoltare durabilă. Prin parteneriate puternice, precum acesta, putem impulsiona inovația și progresul, contribuind astfel la un viitor mai bun pentru toți cetățenii. Astăzi, în calitate de invitat, avem o persoană care, împreună cu echipa pe care o conduce, asigură livrarea apei calde, managere și agentului termic pentru marea majoritate a locuitorilor din municipiul Chișinău. Omul care știe să explice extrem de simplu lucruri aparent complicate, o știu nu din auzite și o să vedeți. Bună ziua și bine ați venit, domnul Iurie Razlovan, director Termoelectrica. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, Acum, recent, în cadrul unui eveniment, noi, am, noi echipa Green Stella am făcut un quiz, întrebări, răspunsuri și una din întrebări suna în felul următor. Care este cel mai eficient mod de încălzire a locuințelor? Și dădeam trei variante de răspuns. Căldură centralizată, căldură de la reșourile electrice, centrala termică autonomă. Cu părere de rău sau de bine, a fost așa o discuție tare, tare aprinsă între toți cei care erau într-un spațiu deschis, într-un spațiu public referitor la care ar fi opțiunea de răspuns corectă, s-a creat în societatea noastră un stereotip precum că agentul termic livrat centralizat, din sistem centralizat, nu este unul care îți asigură un confort termic, nu este unul care este sigur. Mi dacă ați fi la acel quiz, cum ați răspunde la această întrebare? Categoric, varianta este una singură, deci sistemul centralizat este cel mai bun sistem care ar asigura căldura, de exemplu, în casa mea. De ce? Sunt mai multe argumente care trebuie aduse. Haideți să pornim cu ce comparăm. Dacă comparăm, de exemplu, cu o centrală care este în apartament, o centrală murală sau o centrală de perete, atunci noi trebuie să înțelegem că din gazul care îl ardem în centrala asta, noi obținem energie termică și ne încălzim apartamentul. Când ardem gazul centralizat, la o centrală mai mare, cum este una orășănească, C1, C2, fostele, care noi acum le numim sursa 1, sursa 2, noi din arderea combustibilului obținem două energii. Deci obținem energie termică și energie electrică. Procedeul ăsta se numește cogenerare. Deci este un procedeu știut de mulți ani de zile, este unul foarte eficient. La noi chiar prin lege este stipulat că noi trebuie să tindem la cogenerare din altă eficiență. Deci dacă noi primim căldura centralizat, noi înțelegem că s-a produs și energie electrică pentru sistemul național, un lucru foarte bun. Acum, alte argumente care ar fi, sau contraargumente, de exemplu, comparativ cu, cum am vorbit, cu o centrală morală. Omul care are centrală morală va spune că este autonom. Da, are dreptate. Însă, noi, prin proiectele de modernizare care le promovăm acum, în oraș, la fel spunem că, uh, instalând Puncti termice individuale și ar trebui puțin mai târziu, poate să facem o definiție ce înseamnă asta. Ajungem. Ajungem. Modernizând sistemele interne a blocurilor, noi obținem aceeași autonomie care o are o centrală murală într-un apartament separat. Deci noi putem să avem un apartament conectat prin tehnologiile mai noi, în așa fel ca să obținem aceeași autonomie de care vorbesc cei care operează cu centralele uh, proprii. Deci, unul din uh, cele mai importante argumente, de fapt, uh, primul pe care l-ați menționat dumneavoastră, ar fi faptul că dacă nu renunțăm la gen termic uh, livrat centralizat, amprenta pe care o lăsăm noi uh, în uh, mediu este mai mică, da? că nu renunțăm și, respectiv, nu avem acea centrală pe perete care, uh, oricum, emite gaze și nu uh, generează altă resursă energetică decât căldura. Da, deci este vorba de aspectul nostru a societății, deci ce facem noi cu gazele care le-am importat în țară, cât de bine noi le gestionăm. Le ardem, eliminăm careva compuși chimici în atmosferă, însă dacă o ardem într-un sistem centralizat obținem beneficii mai mari. Dar trebuie să spunem și alte avantaje, dezavantaje. Uh -huh. Haideți să vorbim despre o centrală murală. Ne imaginăm că avem o centrală morală sau... Centrală de perete, mai simplu, ca să, cum ați spus ca să explicăm simplu, cu cuvinte cât mai, mai simplu. Deci o centrală de apartament, de o putere modestă. De obicei, ele nu sunt mari. Viața lor sau durata lor de viață este una scurtă. 10-15 ani, după care ori o schimbi sau îi face o reparație capitală, deci trebuie să fie cu o investiție suplimentară. Legea spune că dacă ai o centrală proprie, trebuie să ai un contract de mentenanță. Da? Deci asta iarăși impune pune careva costuri. Oamenii când fac calcule economice, de obicei nu includ toate cifrele respective și nu arată toate cheltuielile care ar trebui să le aibă cu o centrală uh, proprie. Plus la asta, nu trebuie să uităm și de faptul că o centrală proprie este și un risc sporit. Da, dacă este deservită bine, dacă este produsă de un producător notoriu, riscurile sunt mai mici. Însă, totuși, practica arată că se întâmplă tot felul de deflagrații în apartamente spre păcate. Deci nu este chiar atât de sigur. Unu și doi, într-adevăr o centrală care este în apartament are și niște eliminări care mai nimeresc și în apartament în dependență de direcția vântului, etc. Deci sunt și avantaje și dezavantaje. Dacă noi mergem pe calea modernizării de care, despre care am vorbit, atunci avantajele sistemului centralizat prevalează, după mine, asupra propriilor soluții de încălzire. Răspuns corect, dacă ați fi la acel quiz, v-aș da un premiu. E, discutam despre, anterior în cadrul unui alt podcast, despre fondul de eficiență energetică sector rezidențial din Republica Moldova. E, sectorul rezidențial este cel mai mare consumator de resurse energetice în Republica Moldova, iar una din condițiile sau una din modul de stabilire a criteriilor măsurilor de eficiență energetică prevede existența, în cazul în care blocul locativ este asigurat cu agent termic centralizat, existența PTI, punct termic individual. Ce reprezintă acest punct termic individual, cum el funcționează și care sunt beneficiile, de ce oare cei de la CNET s-au gândit ca asta să fie unul din condițiile cheie pentru a realiza alte măsuri de eficiență energetică. Ca să vorbim despre punctele termice individuale, trebuie iarăși să pornim de la comparații. Ce avem noi în sistemele vechi? Deci, noi avem rețeaua asta magistrală, deci apa fierbinte, hai să spunem, agentul termic care vine prin țevile cu care este împânzit orașul, pur și simplu ele nu se văd că sunt rețele subterane în mare parte. Sunt și -o supraterane, din păcate au fost o perioadă când s-au acceptat așa construcții, noi suntem împotriva lor, considerăm că nu face frumos orașul, dar și nu este sigur. Deci cel mai bine când sunt în pământ, în canale, în construcții speciale, securizate, etc. Deci noi avem rețelele este magistrale care sunt la care sunt conectate casele. Este un nod elevator, un dispozitiv destul de simplu care a fost inventat mulți ani în urmă și noi înțelegem că agentul ăsta termic din rețeaua magistrală chiar se duce în sistemul intern al blocului, în sistemele astea vechi care se numesc sistem monotubular. Bine, care sunt învechite, contaminate, etc., dacă e cazul o să vorbim și despre ele. Asta este sistemul actual. Deci noi avem rețeaua magistrală, la ea prin rețeaua de cartier, printr-un punct termic central, se conectează blocul și noi avem presiunile din sistemele respective care se duc direct în bloc. Când montăm un punct termic individual la bloc, punctele termice centrale dispar, punctul termic individual este conectat direct la rețeaua magistrală. Ce este punctul ăsta termic individual? Este un dispozitiv sau un ansamblu de dispozitive, mai bine spus, care are întrânsul pompe, are schimbătoare de căldură, are vane, are un uh, controller, așa numit, un dispozitiv electronic de dirijare, care are un soft și el preia căldura din rețeaua magistrală prin pompele proprii, prin logica care o are uh, setată în softul respectiv, duce căldură sau agent termic în bloc doar atât cât este necesar în dependență de temperatura aerului exterior. Deci noi obținem aici câteva avantaje. În primul rând, circulația la bloc, dat fiind faptul că punctul termic are pompe, se îmbunătățește. Deci agentul termic circulă mai bine, mai vigoros. 2. Uh, agent termic se duce în bloc, cum am spus, în dependență de temperatura aerului de afară. Deci este un senzor de temperatură care e conectat la controlul respectiv. El vede cum este afară. Dacă este cald el închide, vana nu mai pornește și atunci nu se mai consumă în bloc agent termic. Pe când în sistemele vechi așa automatizări nu există. Deci noi putem spune că blocul ăsta, punctul termic, el ia atâta căldură cât este nevoie la momentul respectiv blocului dat care este conectat. Plus la asta mai mult timp în urmă, noi am adoptat o regulă pentru, tot pentru noi să spunem mm. că emitem condiții tehnice de proiectare, ca punctele termice individuale obligatoriu să fie dotate cu două schimbătoare de căldură. Și aici ne apropiem de al doilea produs absolut necesar societății, noi spunem ACM, apa caldă menajeră, sau apa caldă care vrem noi să o obținem ca să ne îngrijăm cât mai bine casele, corpurile, etc., ne spălăm vasele, ce mai avem de făcut uh, prin gospodărie. Prin urmare, punctul ăsta termic individual, având două schimbătoare, unul îl folosește pentru încălzire, altul îl folosește pentru prepararea apical de menajer, care, iarăși, o poți lua atâta cât ai nevoie, nici mai mult, nici mai puțin, în dependență de consumul care îl are blocul respectiv. iată să avantajele mari care uh, apar în momentul când blocul este conectat cu, sau este dotat cu punct termic individual punctul termic individual nu este un dispozitiv care arde ceva. Nu este un dispozitiv care consumă energie electrică, de exemplu, ca să facă um, căldură sau apă caldă menajeră. El preia în mod inteligent căldura din rețelele magistrale și o duce în bloc, ori pentru încălzire, ori pentru apă caldă menajeră. Trebuie să fac o paranteză ca să fie clar. De mai mulți ani noi am adoptat o strategie ca să avem agent termic în rețeaua magistrală anul prejur. Deci noi acum, vara, lucrăm cu o sursă cea mai mică, doar ca să asigurăm apa caldă menajeră la consumatorii care îi avem în rașul Chișinău. În blocul în care avem conectat punctul termic individual, nu mai avem situația ca apartamentele să stea cu ferestrele deschise, fiindcă au un exces de agent termic și nu au același confort. Dacă ar fi atât de simplu, am dată blocurile cât mai mult cu puncte termice individuale și toate problemele s-ar rezolva. Nu e chiar așa. așa. deci, imaginați-vă că noi am montat un punct termic individual la un bloc cu sistemul intern vechi, monotubular, de care am vorbit mai devreme. Ca să fie clar oamenilor care ne privesc, ne ascultă, noi trebuie să explicăm ce înseamnă sistemul ăsta monotubular, dacă vorbi despre confortul fiecărui apartament în part. Deci noi am moștenit sistemele astea care, cum spuneam, sunt conectate direct la rețele. Și imaginați-vă un bloc, de exemplu, cu 9 etaje, oricare o dai, hai să fie salon. Deci noi avem o țeavă care vine ori de sus, ori de jos, în dependență de serie 135, seria moldovenească sau alte care erau ele ca proiecte. O țeavă care merge de sus până jos prin toate saloanele de la etajul 1 la etajul 2. Dacă se întâmplă că se rupe, dacă se întâmplă că se contaminează sau închide cineva dacă este robinet acolo, deci toate odăile respective de sus până jos nu mai au căldură. Deci nu mai lucrează. După care țava asta se duce în acoperiș, coboară undeva în altă, altă odaie și cedează mai departe căldură, în de dimensiunea corpurilor. Acolo nici reglajul nu -s. Deci tot, tot reglajul era prin dimensionarea corpurilor. Mai multe secții, mai puține secții, independență de etaj, în de... Și probabil că da, un... anterior erau calculate. Cândva, asta funcționa, pentru că ele erau calculate și ele nu erau modificate. Acum eu nu cred că găsim un bloc din orașul Chișinău care are apartament care nu a modificat ceva în sistemul interior. Ori a pus mai multe secții, de obicei așa se întâmplă, alții mai inventivi fiind și au pus încălzire în pardoseală, imaginați-vă că calculul hidraulic pe departe nu era destinat încălzirii în pardoseală, era destinat unei țevi care merge printr-un radiator, printr-un corp de încălzit și în într-un caz încălzire prin partoseală care necesită în general alte și alte da. condiții de exploatare. E și atât avem noi blocurile astea atât de diferite. Dacă noi la un bloc cu sistemul ăsta monotubular atât de modificat punem un punct termic individual da lucrurile se schimbă spre bine circulația e mai bună cum am spus consumurile cad pentru că nu mai este supraîncălzire. Dacă bate soarele, de exemplu, într-o primăvară sau în toamna târzii și a venit un soare mai frumos, el închide pur și simplu punctul să termic chinezaul și nu mai dă agent. Dar totuși sistemul intern, dacă nu este pus la punct sau este modificat atât de mult în condițiile de azi, el tot nu va funcționa perfect. Deci noi trebuie să mergem la următorul pas neapărat la următorul pas și noi am mai făcut cu dumneavoastră acest exercițiu și o să vă rog acum să-l mai facem încă o dată. Da. Iată tot ceea ce dumneavoastră ați povestit în popor se numește distribuție pe verticală. Asta vechi. Da. Și acum tot mai mult discutăm în societate despre necesitatea schimbării sistemului distribuției agentului termic în interiorul blocului pe distribuția pe orizontală. Și încercăm să facem același exercițiu dumneavoastră fără mâini, fără Toc, fără foaie, încercați să explicați unui copil de 5 ani ce reprezintă schimbarea sistemului de distribuție de pe verticală pe orizontală. Ok. Uh, cum spune limba engleză, accept challenge-ul, da, accept provocarea. Nu folosesc mâinile, nu folosim pix-hârtie, doar cuvinte. Deci până acum am vorbit de sistemul monotubular vechi. Sau îi mai spune sistem pe verticală, din simplu motiv că este o țeavă care îți duce de sus în jos, sau de jos în sus, cum doriți. Acum mai mult lume din domeniul tehnic, ingineresc, energetic, vorbește despre sistemul de distribuție pe orizontală. Ce ar fi asta? Ce ar însemna asta? Haideți să ne imaginăm, o să facem iarăși comparații. Da? Iată, avem uh, cablu electric. O să facem uh, o paralelă cu alți furnizori. Noi furnizăm energie termică, o să mergem la ăștia care furnizează energie electrică. Nu o să le dăm nume, că nu facem publicitate. Un cablu electric care merge pe casa scării și la cablu respectiv îi conectat apartamentul X, Y, Z, câte apartamente sunt, 3, 4, pe palier. Da? Fiecare apartament e conectat separat la cablul ăsta central care merge pe casa scării. Tot așa, facem noi modificări în sistemul intern. Venim cu țeava tur-retur care o plasăm pe casa scării, nu intrăm în apartament. Deci noi din subsol o să venim undeva unde soluția constructivă ne permite mai bine proiectanții știu cum să facă lucrul ăsta. Și ridicăm două țevi, tur-retur. Le plasăm pe casa scării, undeva unde este mai comod. Fiecare apartament când dorește, ar fi bine cât mai mulți, se conectează la tur, retur cu apartamentul propriu. S-au conectat 10, 5, 9, nu contează. Dacă unul se deconectează, celălalt rămâne conectat. Deci diferența mare este că fiecare se poate conecta ca și cu electricitatea, ori cu furnizorul de internet, ori cu alt furnizor care îl are pe casa scării, așa te conectezi la țeava respectivă de încălzire. Tur, retur, care merge pe casa scării, nu în apartament. Prin urmare, fiecare apartament poate să-și regleze consumul propriu, pentru că la intrare în apartament el va avea robinet, va avea aparat de măsură, deci el va fi exact autonom. Nu va mai sta la decizia primăriei, când începem noi sezonul de încălzire. Dar nu contează când. Dacă vara se întâmplă că coboară temperatura minus 10, el își deschide robinetul și, cum am spus, agent termic este, el se încălzește. Tot așa apare și țeavă pentru o apă caldă menajeră. Este conectat, când deschide robinetul, este circulație, își ia apă caldă menajeră. Deci, iată Are apă automat. caldă imediat atunci când a deschis robinetul sau nu? Practica arată că comparativ cu puncte termice centrale, acolo unde este punct termic individual și este circulația montată, nu așteaptă nici 30 secunde dacă este primul dimineață. Dacă e ziua când toți deja au conectat, practic în câteva secunde apa caldă vine. Deci lumea, în principiu, unde sunt montate puncte termice individuale, sunt foarte mulțumiți unde este și distribuția pe orizontală, încă și mai mulțumit sunt, pentru că ei capătă autonomia de gestiune, autonomia de consum și plus la asta confortul necesar. La un preț rezonabil trebuie să vorbim și despre lucrul ăsta, că iată, 10 luni și de când sunt în postura de director în termoelectrica, tarifele au scăzut de 3 ori în preț. Bine că asta se datorează nu doar uh, gestiunii sau nu doar uh, ajutorului fenomenal care l-am avut din partea APP, din partea Agenției Proprietăți Publice, Ministerul Energiei, ANR, în mare parte se datorează fluctuațiilor de preț la gaz, dar și efortul consolidat a organelor de care am vorbit tot adus la diminuarea tarifelor. Prin urmare, noi acum avem un tarif destul de competitiv cu concurenții noștri, să spunem, de exemplu încălzirea cu energie electrică sau încălzirea uh -huh. cu gaz. Noi acum avem un preț, un tarif destul de bun și avem speranța că tariful încă va mai scădea. Chiar noi avem depusă cerere la ANR și acum este uh, analizată de ANR și ei trebuie să vină cât de curând cu o reacție dacă mai scădem încă din tarif. Tariful actual este la energie termică 2138, noi credem că poate fi sub 2000. Deci un lucru foarte benefic pentru consumatorii noștri. De altfel și pentru noi, pentru că capacitățile de plată a consumatorilor nu tocmai sunt cele mai strălucite și noi înțelegem foarte clar că dacă tariful este mai mic, achitările sunt mai bune și pentru noi asta este un lucru benefic. Nu, cu siguranță, consumatorii salută orice inițiativă de, de a reduce și este salutabil faptul că vă, vă reușește acest lucru. Cu toate acestea, nu, nu ar trebui să gândim, poate cum gândeam anterior, că este plus-minus, este acceptabil prețul și nu este necesar să realizăm vreo măsură de eficiență energetică. Cred eu că noi ca societate deja am trecut la nivel de conștientizare că eficiența energetică înseamnă nu doar reducerea facturii, dar înseamnă și e, amprenta pe care o lăsăm noi în, în societate. În anul 2022, noi, Green City Lab, cu suportul UNDP, am realizat... Uh, în trei blocuri din Chișinău și trei blocuri din Bălți, schimbarea sistemului de distribuție de pe verticală pe orizontală. În anul 2023, UNDP, grație suportului delegației Uniunii Europene, a realizat în Chișinău, în patru blocuri, schimbarea acestui sistem de distribuție. Aproximativ, care ar fi numărul de blocuri locative în care deja avem un astfel de sistem de distribuție a agentului termic? 50, sub 60 de blocuri, însă aici sunt și blocurile noi construite care s-au conectat la noi și o parte din blocuri care au fost modernizate. Deci sunt diferite. La cifra lângă Ați spus că aveți și situația în care blocuri noi, da? construite recent, iată că au ales să, să se conecteze la sistem centralizat de încălzire. La momentul actual, cadrul legal prevede o obligativitate sau cum, care sunt pârghiile prin care atrageți clienții? Știți, există aici un echilibru care trebuie să încercăm să-l păstrăm. În lege spune în felul următor, dacă clădirea nouă sau edificiu sau ce se construiește este în preajma unui sistem centralizat de încălzire, deci este obligat să se conecteze la sistemul respectiv sau dacă printr-un calcul economic poate demonstra că conectându-se la altă sursă îi este economic mai avantajos, poate să-și conecteze altă sursă. De asta am atins tema tarifelor și capacității noastre de a concura prin preț, prin calitate, prin a spune oamenilor că dacă tu te conectezi la sistemul centralizat, tu ai mai multă siguranță în primul rând, tu ai... Certitudinea că în spate există echipe care nu se văd, care zi de zi muncesc, deci este despecerat, sunt echipe de intervenții care chiar dacă se întâmplă ceva, imediat reacționează, au un termen restrâns de uh, reparații și tot așa. Deci tot timpul ai un suport. Da, și asta era uh, ideea, să atragem consumatorii printr-un tarif și prin calitate, nu doar prin faptul că legea obligă. Da, legea spune în felul următor este bine să te conectezi, dacă nu ai alt calcul, înseamnă că sistemul centralizat pentru tine este o chestie foarte benefică. Dar cum v-am spus, aș vrea ca să avem și alte argumente care țin de calitate și de un preț rezonabil ca omul să poate să-și achite facturile. Dar noi am plecat deja în câmpul facturilor, noi am plecat în câmpul cât de bine este sau cum dezvoltăm sacetul, înseamnă că noi cu sistemul pe distribuție aia pe orizontală ne-am ne clarificat. Nu, nu ne-am clarificat. No. Nu ne-am clarificat, no. fiindcă uh, mi-aduc aminte cât de complicat este totuși să discuți, să explici oamenilor și îmi dau seama că inclusiv pornind de la ceea ce ați menționat și dumneavoastră, puterea exemplului este uh, cea mai bună metodă pentru a convinge uh, viitori consumatori uh, pentru a alege acest sistem de distribuție pe orizontală. Dacă ar fi să faceți o listă a avantajelor în cazul uh, blocurilor care au trecut de la sistemul vertical la sistemul orizontal. Care ar fi această, aceste avantaje, principale avantaje a noului sistem? Dacă comparăm sistemul distribuția pe orizontală cu sistemul monotubular, păi primul lucru care trebuie să-l spunem, după ce am montat noi un pătăie, noi aproximativ am redus cu 10%. Când am trecut de la sistemul monotubular, cu 10% consumul l-am redus la, per bloc. Da. Bine, că în diferență de apartament, suprafață, aici sunt uh, care va calcul. Dacă am pus pătăi cum spuneam, eu decis pornesc la pătăi și ajungem și la... Uh, pentru că asta e logica modernizării. Deci da. am montat pătăi un punctul termic uh, uh, individual care în mod automat ne gestionează sistemul. Deci el va lua și va da atâta cât este necesar, nici mai mult, nici mai puțin. Dacă am montat pătăii și încă nu am făcut modernizarea de la monotubular la orizontal, noi diminuam aproximativ cu 10%. Au fost cazuri. 15 independență de bloc. Când am făcut următorul pas și am demontat sistemul monotubular și am montat distribuția pe Iată chiar blocurile care ați menționat, deja am reușit să facem niște calcule, 20-25% per bloc consumurile scad pentru că oamenii mult mai bine gestionează, nu mai stau cu geamurile deschise atunci când nu este nevoie. Mai închid, mai economisesc, și iau atâta cât au nevoie. Nu mai stă cu 24 de grade, poate nu este necesar să stai 24 de grade. Eu, de exemplu, mă sunt confortabil la 20 de grade. Dar credeți-mă că fiecare grad crescut ori scăzut, Schimbă tare consumul ori în sus, ori în jos și asta lovește în factură. Și este bine când poți să-ți reglezi, reglez. dar după sistemul de recomandări italian, ei spun în felul următor, noaptea este bine să dormi cu 17 grade. Dacă îți mai automatizezi procesul respectiv, în general obții niște economii la factură foarte uh, bune, semnificative. Ziua îți menții 20 pentru oameni maturi, dacă copiii co sunt copii mai mici, spunem 21-22, și asta o poți face. În momentul când ai modernizat sistemul și ai distribuția și ești pe orizontală și ești conectat separat, tu poți să reglezi lucrul ăsta, nu e nicio problemă. Deci, vorbim despre diminuarea consumurilor. 2. Uh, ai un contract și nu ai grijă un contract doar care te obligă să achiți factura pentru energia consumată conform contorului. Nu mai ai nevoie de contract de mentenanță, nu mai ai riscuri, nu mai ai surpriza că la un moment dat un cazan care are 10 ani și este la limită s-a defectat și tu caută piese care nu știi dacă mai sunt ori nu mai sunt. Deci se întâmplă tot felul de lucruri neplăcute cu un cazan propriu. Ca un mecanism. Tu ai un mecanism care trebuie să-i faci gestiunea bună. Cum ai o mașină și trebuie să-i faci service trebuie să-i faci asigurare, nu știu ce. Uite și cazanul ăsta la fel trebuie să faci. Deci nu mai ai cazanul respectiv, ar doa, ai doar obligația cât ai consumat să achiți factura, bineînțeles că într-un termen cât mai logic, cât mai rațional, în dependență de veniturile care sunt și cum se gestionează fiecare în parte. Eu zic că autonomia care o obții este una cel puțin comparabilă cu o centrală care o ai de apartament. De ce spun lucrul asta? Centrala pe apartament consumă gaz și energie electrică. Noi consumăm gaz la punctul termic individual, consumăm energie electrică foarte puțină pentru pompe și automatizările care sunt. Însă, dacă se întâmplă, Doamne ferește, cum s-au făcut pro pronosticuri diverse din cauza războiului sau altceva, să nu avem livrări de gaze, de exemplu, trebuie să știți că centralele noastre din oraș, sursa de bază, sursa 1, noi avem combustibil de rezervă, deci noi putem să furnizăm agent termic o perioadă anumită de timp calculată, sunt niște calcule făcute și nu înghețăm orașul prin, prin felul ăsta. Adică noi, totuși, fiind o întreprindere mare, cu echipe, cu niște norme care au fost create pe parcursul timpului, suntem mai fiabili decât o centrală proprie. Așa eu consider și sunt convins de lucrul ăsta. Ce face un locatar care, ascultându-vă acum pe dumneavoastră și analizând toate avantajele pe care le-ați enunțat, zici că vreau și eu în blocul nostru să avem sistem de distribuție pe orizontală. Care ar fi pașii recomandați de dumneavoastră? Unde să meargă și ce să facă? Deci ne mergem la o temă destul de complicată din simplu motiv că pentru termoelectrica consumatorul este blocul. Când se face o distribuție pe orizontală, atunci consumatorul devine apartamentul, de exemplu, dar și asociația care trebuie să fie formată acolo. Dacă asociația nu este, atunci locatarul respectiv, eu îi spun în felul următor. Strângeți-vă la nivel de bloc, Găsiți-l pe cel mai energic, pe cel mai capabil, care este de acord să fie președintele asociației. Faceți o adunare, votați-l, faceți un proces verbal și o să vă mișcați foarte repede, o să vă încadrați foarte bine în proiectele noi, o să fiți eligibili pentru finanțări care sunt acum concepute de guvern, de Ministerul Energiei, de parteneri, în așa fel ca consumatorul respectiv, asociația care reprezintă un bloc sau două blocuri. Să fie cât mai bine organizată, să plecăm de la întreprinderile astea municipale care sunt depășite, cu multi blocuri și cu puține capacități de organizare, de lucru, etc. etc. Deci, dacă e să vorbim, cum ați întrebat direct, ce ar face un locatar, s-ar organiza la nivelul blocului cât mai repede să facă o asociație. Dacă asociația este formată și vor să-și modifice sistemul, în dependență de situația financiară în care se află ei ca asociație, nu contează. Cel mai simplu, primul lucru care trebuie să facă, să facă o scrisoare, să o depună chiar prin poșta electronică, ca asociația respectivă, numărul cu tare, cu președintele cu tare, este de acord și vrea și solicită și insistent, insistent bate la ușă ca să îi se monteze un punct termic individual, ca să participe în programe de modernizare a sistemului din monotubular în distribuția pe orizontală. De ce spun asta? Pentru că proiectele care acum sunt în, la etapa de discuții și la o etapă de uh, discuții destul de uh, avansate, ele se vor lovi de o problemă, de implementarea măsurilor respective. Dacă ca să le implementăm repede și calitativ, noi avem nevoie de asociații cu conducători energici. De obicei, dacă este un președinte care e susținut de locatari, lucrurile se mișcă foarte repede și calitativ. Deci noi asta înțelegem foarte clar că fără un lider sau un grup de lideri, de exemplu, este greu de, de mers, de bătut la ușă la fiecare apartament și termoelectrica, nici nu are capacitatea să delege atâția oameni, pentru că uh, politica și -a, mea, și -a, în general, a unui management corect este să ne optimizăm numărul de personal. Cât mai multe lucruri să dăm în outsourcing, așa numit în dirijare externă, în așa fel ca numărul de personal al nostru să fie mai redus, să fie mai eficienți. Asta înseamnă că nu termoelectrica va trebui să la, la fiecare apartament. Măcar că noi nu ne ferim de lucrul ăsta atunci când trebuie să mergem să explicăm, să arătăm, etc., consumatorilor noștri cum este mai bine. Deci, prin urmare, primul pas, formarea asociației. Dacă asociația este un mesaj către termoelectrica, nu contează care e calea, fie el e-mail sau prin poșta tradițională, noi o să noi le primim și luăm cel puțin în lucru, dacă este posibil acum să implementăm careva proiecte care sunt în derulare, ori în vederea implementării proiectelor viitoare, ăștia care sunt mai activi vor fi primii și asta e foarte bine. Spuneam uh, și anterior că unul din uh, criterii pentru a stabili, dacă blocul locativ, uh, dacă în bloc locativ urmează sau nu a fi realizate alte măsuri de eficiență energetică din uh, contul fondului de eficiență energetică resurse, uh, fondul eficiență energetică sector rezidențial uh, din Republica Moldova, ferm, așa cum îl numim noi, este existența punctului termic individual. Iată pentru anul 2024. Există deja o listă a blocurilor în care urmează să instalați punctul termic individual sau mai este loc și pentru anul curent ca locatarii să depună cereri sau care este mecanismul prin care identificați blocurile în care vor fi instalate punctele termice individuale? Care, care sunt criterii? Indiferent de programul nostru pentru anul 24, dacă sunt doritori, dacă sunt asociații, eu îndemn să nu pierdă timp să vină și să depună o cerere asta va fi doar mai bine. Dacă să vorbim de cei ce avem noi acum în curs de realizare, pot să vă spun că din buget propriu noi avem până la 10 consumatori care vor fi dotați prin contracte de parteneriat cu puncte termice individuale, astea din bugetul propriu a termoelectricii, care nu ne-am permis să bugetăm pentru anul ăsta, însă noi avem programul ăsta cu Banca Mondială care se numește PSACET 2 program de îmbunătățire a eficienței sistemului centralizat de încălzire a orașului Chișinău, numărul 2. Asta este un program care este finanțat de Banca Mondială, este un împrumut care are și componente de grant, deci știți că cu donatorii ăștia mari la nivel de guvern se lucrează cu rate de dobânzi foarte convenabile și este bine că și termenul este îndelungat și nou este relativ mai ușor să întoarcem împrumuturile în respective. Păi iată din C 2 care l-am descifrat un pic mai devreme, noi avem acolo o componentă care presupune montarea 147 de puncte termice individuale. Contractul este semnat, avem un subcontractor destul de uh, competent, din câte am văzut uh, punctele termice deja sunt asamblate aici în Chișinău, din componente uh, foarte calitative, foarte bune. Proiectele în mare parte sunt făcute, coordonate, deci, deja suntem la etapa de reparații locală, să spunem așa, a încăperilor care au fost stabilite pentru punctele termice individuale și în următoarele săptămâni deja unele puncte termice o să fie deja și pornite pentru instalare. Deci pentru anul ăsta, eu cred că și proiectul ăsta o să ducă un pic și în 25, să vedem cât de bine se vor realiza toate lucrările. 147 de puncte termice individuale. Care a fost, m-ați întrebat, criteriile? Deci noi, în primul rând, din proiectele respective, am încercat să rezolvăm acele blocuri, sau să punem în listă acele blocuri unde noi avem careva deficiență din punct de vedere hidraulic. Pentru că orașul Chișinău este geografic unul foarte complicat. Vă dau doar o simplă, un simplu exemplu ca să vă dați seama uh, cum gestionăm noi și cum gestionează, de exemplu, Bucureștiu. uitați vă că uh, orașul București, ca dimensiune a sacietului, este cel puțin de vreo trei ori mai mare ca orașul Chișinău. Însă, în tot teritoriul orașului București, nu au stații de pompare. Deci, ei au grupul de pompare din centrală, centralele mari, după care agentul se duce, și bine mersi, nu mai au nevoie. Noi avem, fiind mult mai mici decât Bucureștiul, dar datorită faptului că avem o geografie complicată, avem 18 stații de pompare. Multe, tare. Și noi avem unele zone unde ne este mai complicat să menținem parametrii necesari la blocuri. Noi le menținem prin diverse soluții tehnice, însă considerăm că am determinat locurile mai slabe, să-i spun așa, acolo am montat punctele termice individuale și lucrurile sunt mult mai bune pentru consumatorii noștri. Însă asta nu înseamnă că noi avem careva preferință față de cineva. Nu. Deci noi rezolvăm problema tehnică ca să fie cât mai uh, cât mai bine să respectăm parametrii noștri de calitate, dar mai departe, Vreau să vă spun că acum suntem la discuții, în niște discuții foarte avansate, tot cu Banca Mondială și cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, ca să avem program de păteizare a întregului oraș. Deci, asta este un lucru care neapărat trebuie făcut. El nu se face într-o zi, nu într-un an. Sunt programe de cel puțin șapte ani de zile. Dar noi neapărat trebuie să mergem pe calea asta, să montăm puncte termice individuale și neapărat eu consider că trebuie să lansăm program amplu, sustenabil, cu o finanțare clară de modernizare a blocurilor și neapărat trebuie să trecem la distribuția asta pe orizontală. Nu numai că ea este mai bună din punct de vedere a gestiunii, dar și din prisma faptului că sistemul monotubular el este vechi el este contaminat. Multe țevi, când noi le scoatem sau le scot cei care lucrează, te uiți în secțiune, nici abia mai mic, nu mai, nu mai trece de atâta calamină depusă pe pereții interior. Deci cum ne dai, ele trebuie, trebuie trebu schimbate. Dacă mergem la schimbare, dați o facem printr-un procedeu cât mai bun și să venim cu soluția tehnică cea mai bună, să nu mai rămânem la sistemul ăsta vechi moștenit din din trecut. Este fenomenal că există discuții pentru a continua această pătăizare, cum ați spus dumneavoastră. Dacă corect am înțeles că cele 147 de adrese în care urmează să fie instalate în cadrul contractului deja semnat, deja au fost definitivate și acest contract prevede și lucrări în scara blocului sau doar instalarea punctului termic individual? Nu. Contractul se prevede doar puncte termice individuale. Deci aici altceva nu este. Deci deja pentru următoarea etapă, pentru aceste 147 de blocuri cel puțin, ar fi să gândească și să fie identificat de comun cu Asociația de Locatari a modalității prin care să aplice la fondul de eficiență energetică, sector rezidențial sau la alți, alte surse de finanțare pentru a implementa Absolut corect. Absolut corect, nici nu mai am ce să adaug. Da, fiecare gestionar trebuie să-și Gândească pașii cum uh, să acționeze mai departe. Primul lucru se depună la fond, a doilea lucru sau primul lucru la termoelectrică. Peste tot să fie vizibil, să-și depună cererea, să lasă datele de contact și atunci uh, undeva uh, se vor lega. Noi schimbăm uh, informația cu domnul Monteanu, director de la CNED. Centrul Național pentru Energie Durabilă care gestionează din câte cunosc și fondul ăsta Deci avem o transparență, lucrurile care le fac ei, ei ne informează ce facem noi, ei informăm În așa fel ca să nu ne dublăm, dar nici nu cred că o să ne dublăm cumva Pentru că nu o să facem același lucru pe un loc Deci suntem foarte deschiși, ne cunoaștem de mai mult timp Inginerii, în general, știu ce au de făcut. Dacă politicienii vor stabili reguli, reguli clare, vor da cadrul legal și spunem uitați-vă, noi avem legea, mergem strict conform cadrului legal, atunci lucrurile se vor mișca cu siguranță înainte. Foarte frumos ați spus, fiindcă Colaborarea cu lucrare este, este un element cheie pentru realizarea cu succes a oricărui proiect, exact așa cum este și acest podcast despre care spuneam că este realizat grație suportului a uh, doi donatori și uh, a fost acceptat și este frumos. Iată și uh, loc, cei care ne ascultă să înțeleagă că indiferent de unde se adresează, se adresează către Electrică sau către Centrul Național Energiei Durabile, oricum uh, vor fi auziți și vor fi inclusi în listă. Acest proiect, de fapt, de instalarea punctelor termice individuale este pentru antreprenorul termoelectrică. Este un beneficiu sau este o provocare? Este o oportunitate sau este o creare de probleme mai multe pentru voi, iar și soluționarea unor probleme pentru consumatori? Atât, din punct de vedere managerial al termoelectricii, este benefic acest proiect? Haideți să ne uităm... Pentru că noi cumva am vorbit prin prisma consumatorului, da? Haideți să ne uităm un pic mai larg. Ce este termoelectrica? Termoelectrica este o companie cu capital 100% a statului. Deci este compania dumneavoastră, dumnealui, ei, este compania noastră, compania Republicii Moldova. Deci este cel mai mare furnizor de energie electrică din surse tradiționale și este cel mai mare furnizor peste 70% de energie termică în orașul Chișinău. Noi, în general, echipamentele care le avem, le avem destul de vechi, sunt vechi, sunt peste 40 de ani. Da, noi le facem service le facem mentenanța, cum scrie, însă totuși uzura de, de, de știre. Deci noi avem programe în piesa C2 de modernizare a surselor. Acum am întrebat ce ar însemna pentru termoelectrica punctele termice individuale. Este și o provocare dintr-un punct de vedere, dar din alt punct de vedere. O provocare spun pentru că dacă vorbim că am montat puncte termice individuale, atunci noi înțelegem că consumul de energie termică va scădea. Hai să spunem cel puțin cu 10%, da? Ok, a scăzut consumul de energie termică pentru încălzire, dar noi considerăm că vom crește consumul de apă caldă menajeră. Deci oamenii care se își fac apă caldă menajeră cu cazan, fie cu gaze, fie cu energie electrică, considerăm că prin argumentele care le aducem, prin calitatea și fiabilitatea care o promovăm cu punctele termice individuale, se vor conecta la noi, pentru că acolo unde este punct termic individual în subsol, a priori va fi posibilă conectarea la apă caldă menajeră. Deci, da, consumul pentru încălzire va scădea, însă conectând consumatori noi la apă caldă menajeră, noi ne vom strădui să menținem consumurile la un nivel rezonabil. Din altă parte, trebuie să înțelegem că modernizările trebuie făcute. Dacă orașul se dezvoltă, dacă orașul își face modernizările, același lucru trebuie să facă și termoelectrica. Pe final aș vrea să ne spuneți care sunt cele mai importante proiecte grație cărora o să reușiți să faceți această schimbare a modului în care este privit termoelectrică. Iată, am vorbit de instalarea punctelor termice individuale sau care sunt cele mai mari necesități, poate. Cum le vedeți dumneavoastră? Multe provocări avem. Nu este simplu, vă spun sincer. Dacă e să vorbim, de exemplu, punctele termice individuale. Noi acum vedem posibilitatea ca proiectele respective sau proiectul respectiv să, pli, fi, să fie, implementat. Noi vedem deschiderea care o avem din partea finanțatorilor externi, Banca Mondială, Banca Europeană, sunt foarte uh, deschiși în discuțiile care le purtăm noi și vor ca într-adevăr să valorificăm. Însă avem uh, careva temeri legate de implementare. Deci, din păcate, multă lume este plecată și capacități firme puternice care să vină și să concureze, să ia contracte bune, nu sunt atât de mult. Din păcate spun lucrul ăsta. Deci noi vedem banii cum ar fi, îi vedem, vor fi semnate contracte, dar va trebui să atragem și firme, or să creăm condiții ca să fie create firme locale, or să atragem și din altă parte, fie din România, din Ucraina. Adică, știu. inclusiv mediul de la Thatcher, A, din Republica Moldova med... trebuie să înțeleagă că există necesitatea lucrărilor pe care ele da. execută, trebuie doar să-și crească performanțele. Da, da, asta am vrut să spun. Este foarte important ca businessul să ne audă și eu aș vrea să fiu vocală aici, și prin intermediul emisiunii date. Deci, vreau ca businessul să înțeleagă că noi suntem deschis, mai mult ca atât anunț foarte tare toate achizițiile care le face termoelectrica le face pe platforma guvernamentală Amtender sau achiziții.md. Deci noi toate lucrările le punem acolo, poftim concurați în mod liber, în mod, cum spune legea, noi avem legea 74, o lege specială, conform legii respective, regulile sunt foarte clare, transparente, poftim veniți. Dacă e vorba de proiectele astea mari care se fac cu Banca Mondială, ele se fac prin unitatea de implementare, la ei pe site tot este informația, tot timpul poftim veniți și participați. M-ați întrebat de proiecte. Un proiect foarte important este pătăizarea orașului. Alt proiect care nu ține neapărat direct de termoelectrică, dar pentru orașul Chișinău, este distribuția pe orizontală. E un proiect destul de complicat la implementare, dar el trebuie demarat. Ne întoarcem la termoelectrică. Noi avem acum, într-o etapă finală de elaborarea documentației, este vorba de niște capacit capacități de generare, e vorba de motoare cu ardere internă, cu generatoare care să lucreze în bază, așa spunem, spune, într-un nominal. Se numește B1-2. Este foarte important pentru noi pentru că ne permite să ne modernizăm careva surse, deci fost acetul, cum se numește sursa 2, care se va afla pe strada Vadului Vodă, este una din anii 50 și atât noi o mai exploatăm pentru că la dimensiunea care o are nu este foarte convenabil, mai ales acum vara, cu un bloc energetic micut să, să funcționăm. Acolo, lângă ea, se va construi o centrală nouă. La centrala termică vest, unde noi nu avem generare electrică, toți vor monta niște motoare și acolo vom avea și energie termică și energie electrică. Deci o să mergem la procedeu de cogenerare. Asta este un proiect care îl vedem în următorii câțiva ani. După care, după ce va fi finalizat studiul respectiv, care vă spuneam eu, care ne va răspunde cum uh -huh. trebuie să modernizăm corect sursele, în baza lui va fi elaborat un program nou, nu știu, o să-i dăm nume piesa C3 sau va fi parte componentă al piesa C2. Asta nu e atât de important, dar important este că noi din studiul respectiv o să vedem care sunt cele mai bune soluții? Și acolo am să ating un pic o temă cum este regenerabilile. Acolo este o componentă foarte importantă Interesant. ca ea să fie descrisă, calculată, cum poate termoelectrica să-și modernizeze echipamentul, inclusiv cu regenerabile. Sunt lucruri foarte interesante acum. De ultimă generație avem suportul băncii mondiale, avem consultanți internaționali. Însăși, consorțiul care a semnat contractul pentru elaborarea studiului este un foarte solid, cu head în Londra. Deci sunt oameni competenți care au experiență. Mai mult ca atât, sunt foarte deschiși. Noi lucrăm direct cu ei, ei iau informația de la noi, noi le dăm, solicităm de la ei careva informații ca să înțelegem ce o să fie în raportul ăsta descris. El trebuie să fie unul puternic, bazat, calculat, ca să într-adevăr în baza lui să facem un program de, de reabilitare, de renovare a întreprinderii. Iată în câteva cuvinte, așa ce v-am spus eu. Plus, nu trebuie să uităm provocarea care o avem datoriile istorice, pe calea asta aș vrea încă o dată să mulțumesc directorului de la APP, ministrului, conducătorilor, directorilor de la ANR, că noi am lucrat cu tarifele anul ăsta foarte bine. Noi am avut un dialog foarte bun cu Energocom și suntem la o etapă avansată de semnarea unui acord de strângerea a datoriilor. Suntem în dialog strâns acum cu Moldova Gaz ca să găsim o cale iarăși de stingerea datoriilor istorice. Ceea ce ține de datoriile curente, din momentul când am fost numit până în ziua de azi, noi datorii la curente nu avem nici la combustibil, nici la alte capitole. Deci noi suntem cu plățile la zi. Este foarte, frumos tot ceea ce ați spus. Dacă există ceva ce ați vrut să spuneți și nu v-am întrebat. La mulți ani termoelectrica. Pe data de 16 iunie termoelectrica a împlinit 9 ani din momentul când a fost înființată termoelectrica. Asta nu înseamnă că sistemul centralizat are 9 ani. Deci sistemul centralizat în orașul Chișinău a fost conceput în anii 50, pornind de la CET-1, pornind de la o stație, pe urmă, două, de pompare, rețelele care au fost construite, după care s-a construit altă centrală, centrala vest, centrala sud, uh, însă și sistemul centralizat, cum v-am spus, e din anii 50, dar termoelectrica ca întreprindere când s-a unit C1, C2 și ansamblul funcțional al termocomului, deci asta era distribuția, iată că s-a format termoelectrica. Scopurile erau uh, clare atunci definite, deci era important să diminuăm careva consumuri proprii, să facem o întreprindere fiabilă care și produce, și distribuie și livrează agent termic, produce energie electrică și o livrează direct în rețeaua națională. Aprecierile vor fi date, cred că de altcineva, nu de mine, însă și termoelectrica consider că are un viitor și încă o dată la mulți ani termoelectrică. La mulți ani, Arma și vă mulțumesc foarte mult că ați găsit timp să fiți alături de noi. Sunt să reamintesc că acest episod este realizat în parteneriat cu proiectul Abordarea Impactului Crizei Energetice în Republica Moldova, implementat de Programul Națiunilor Unite în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie. Mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi și sperăm să fie util tot ceea ce ați auzit astăzi.